Este recomandat ca populația să se vaccineze împotriva gripei? Da, este absolut necesar și an de an noi recomandăm populației încă din presezon vaccinarea antigripală pentru că, în primul rând, reduce riscul de a contacta gripa sau în cazul când se face totuși infecția și avem un contact cu virusul gripal, facem forme mult mai ușoare fiind vaccinați pentru că imunitatea post-vaccinală acționează încât imunitatea organismului reușește să elimine infecția gripală și să nu producă consecințe cu complicații. Vedeți că sunt deja la nivel național și decese prin gripă. Iar când m-am internat, am avut simptome febră, tusă, seacă și acum mi-e mai bine, na, fac tratament, o să mă simt mai bine. Nu puteam sta în picioare, eram amețit. Nu puteam merge fără niciun pas, fără ajutor. Mă doia capul tare, mă scutura niște friguri și tusă din greu, tusă puternică. În secția noastră de boli infecțioase Alba Iulia au fost confirmate 10 cazuri în ultimile 7-8 zile. Sunt nenumărate prezentări cu simptomatologie de viroză, dar confirmate au fost 10 cazuri. Dintre care jumate copii cu vârste mici, începând cu 3 luni, 1 an, 2 și adulți tineri. Menționez că persoanele respective au fost nevaccinate antigripal de către medicul de familie. La nivelul județului Alba am solicitat încă din luna august anului 2017 un număr de 32.000 de doze. Acolo fiind prinși toți pacienții eligibili la vaccinare, adică pacienți cu boli cronice, cu afecțiuni care ar presupune risc crescut la îmbolnăvire de gripă și atunci se recomandă vaccinarea. Aceste date fiind obținute de la medicii de familie. În luna noiembrie și începutul decembrie am primit în două tranșe o cantitate de 19.616 doze de vaccin antigripal, care s-a repartizat imediat medicilor de familie, vaccinarea fiind puțin întârziată și s-a început administrarea. Administrarea care a mers foarte bine, pacienții au fost foarte receptivi și foarte deschiși pentru vaccinarea antigripală. La acest moment mai avem în stoc la medicii de familie un număr de 460 de doze. Deci din cele 19.000 și primite, s-au vaccinat 97, în jur 97%, au fost vaccinați pacienții care au solicitat vaccin. Au fost solicitate de la început de majoritatea pacienților, în special de cei cu afecțiuni cronice. Am și desfășurat o campanie de informare în sensul acesta. Tot ceea ce am primit de la DSP am și efectuat în vaccinare antigripală. Pacienții sunt receptivi la asemenea vaccin, pentru că se știe că reticența este foarte mare. Nu, pot să spun că cel puțin în ultimii 2-3 ani a crescut mult receptivitatea pacienților. Cred că a crescut foarte mult gradul de informare și majoritatea preferă să se protejeze. Simptomatologia cu care se prezintă în serviciul de urgență e febră înaltă, mialgii, cefalee, stare de greață, de astenie marcată, tuse, lipsă de aer. Cazurile severe care necesită internare sunt reținute, celelalte se indică tratament la domiciliu. M-a speriat foarte tare, că zice, fi și acum m-a speriat încă. M-a speriat că am avut o tusă seacă și tușeleam din ce în ce mai des. Și eu am venit la spital, nu m-am prezentat, ca să mă fac, să văd ce am. Aveți vaccinul antigripal făcut? Nu. Nu am. Vaccinul antigripal l-ați făcut? Eu n-am. Nu. N-ați făcut. Nu. Dar urmează să-l faceți sau să-l nu faceți? Nu știu. Dacă e cazul și trebuie, mă supun oricum, să mă fac bine, că nu mai pot. Recomandarea noastră este vaccinarea anuală la începutul sezonului rece, luna octombrie-noiembrie, consumarea de multe lichide, consumarea de fructe bogate în vitamina C, evitarea locurilor aglomerate în perioada asta. Ce riscă pacienții care nu se vaccinează? Majoritatea care sunt cu boli cronice asociate, cu optarea unui virus gripal, poate să însemne chiar și decesul. La grupele de risc, cum ar fi vârstele extreme, vârstnicii și copiii, la fel. Riscul este destul de mare de complicații. La ceilalți tineri, în funcție de organismul fiecăruia. Dar trebuie să înțelegem că gripa poate să fie o boală fatală. Deci profilaxia este de dorit în cazul acesta.